Ceva băieții și bine ați venit la un nou episod din campionatul mondial al YouTuberilor. Vedeți pe ecran acum echipa pe care o să o folosesc în următoarele meciuri. Și da, am auzit rugămințele voastre, vreți să vedeți și clasamentul. Îl vedem la sfârșit, să vedem cum stă Oltenia Team în acest campionat mondial al YouTuberilor. După cum vedeți, echipa e senzațională. Lopez de 110, Christensen 106, Baie 104, Rugani 104, Colasina 99, Fred 106, Rabiot 105, Dendoncăr 106, Draxler 106, Mandzukic 107, Arda 105 și jucăm acum împotriva reprezentantului naționalei Mexicului. Am început senzațional. Mandzukic, gol rapid, încă unul, Draxler, asist Arda, niciodată n-am început de bine. 2-0 minutul 4-3-0 Draxler. Wow! Senzațional, ratează și el o ocazie prin Sturridge, dar cred că e jucat meciul. 3-0 minutul 13, 4-0 minutul 13, Arda, cu încă un gol, Christensen ia galben. Dar lucrurile se mișcă, vama! Bă, băieți, 5-0 minutul 18, stai puțin. Mama mia, continuăm așa, dăm peste 10, nu pot să cred. Ok, am început să ratăm acum, După cum știți, episoadele trecute am ratat foarte, foarte, foarte mult și acum avem, se pare, câteva ratări, că altfel era 10-0. 5-0 la pauză, absolut senzațională repriză, cea mai bună repriză a noastră de până acum, de departe cea mai bună repriză. 5-0, deja meciul este câștigat. Meciul următor o să jucăm împotriva Franței, băieți, mare derby în campionat. România împotriva Franța. Arda ratează multe ocazii, Torreira și el cu o ratare și mai marcăm încă un gol prin Arda. Asistul vine de la Draxler. Încă un atac, încă un gol. Arda, încă un gol, wow. Ăsta e jucătorul care i-a picat Ronaldo. Ronaldo a ratat, missed chance. Arda ratează și el. Draxler cu încă o ratare și meciul este aproape gata, absolut senzațional. 7-0 și ne pregătim derbiul cu naționala Franței. Minutul 2. O roșu pentru Wilshere și ocazie ratată de noi prin Dendoncăr. Minutul 9, Kurzawa lua galben, Rabiot galben. Foarte important pentru noi faptul că am reușit să obținem un cartonaș roșu al adversarului atât de vreme în joc. Și minutul 30, 31, 33, 35, 37, 38, nu se mai întâmplă absolut nimic. Poate acum minutul 40, Mario Mandzukic. Asist de la Dendoncăr, 1-0. Încă o ratare de pauză prin Mandzukic. Avem 1-0 la pauză, foarte, foarte important. Are o echipă bună și el, cred că e decisiv acel cartonaș roșu. E greu să mai revii în meci după ce ai primit un cartonaș roșu și ești condus 1-0. Dificil, dar nu imposibil. Dendoncăr, o ocazie ratată în minutul 58. Acum puteam să ne distanțăm la două goluri. Dendoncăr, încă o ratare, minutul 61. Acum Mario Mandzukic ratează din nou. Ne apropiem de sfârșitul meciului, totuși un gol acum pentru noi ar fi decisiv. Decisiv, nu se întâmplă. Arda cu o ratare după ce a dat o cârcă de gol în meciul trecut. Reușește unul și acum 2-0, superb. Au ratat și ocazie prin Bertolacci. Arda mai ratează una. Avem încă ocazie acum prin Mario Mandzukic, ratată, dar meciul se termină și ce victorie! Hai să vedem și clasamentul. Harry Kane pe locul 1, Umidi pe locul 2, cred că este turc, Diamoli pe locul 3, echipa Portugaliei pe 4, Oltenia Team suntem pe 5, dar uitați-vă bine la clasament, băieți. Suntem la 3 puncte de locul 1. Suntem atât de aproape, e foarte strânsă bătălia acolo sus, în primele 5 echipe din această ligă. Nu uita să lași un like dacă și tu abia aștept să mai vezi încă un episod din această super serie pe canal. Mersi că te-ai uitat. Hai, România! Ne vedem la episodul următor. Pa, pa! Attenzione però Neymar! Oh, la sala! Sala! Oh!
fascist cărțumat. Îi pare le primul alertă. Ta! Noapte lo fraccio, leso shake, señores. Una sera stiamo ganando, viene al pinga. Efficienti, che non siete altro. What the hell, jongens, staan 3-0 voor in 9 minuten. Een perfecte start in deze wedstrijd. 3-0, Bamsgare, Mkhitaryan, Pumas, Gareth Bale, man. ¿Y qué pasó? ¡Pum, pum, pum! ¡Fumaliza también! Le di la de la Tuna para el MG. ¡Lo llevo el tercero! ¡Rapeti! ¡No! 3-0, Chinapus. ¡Cagaba! 3-0 al Sisburg. The game, 38-90. ¡Acabou! ¡Vitória do Brasil! Tinha 4 partidos. Eu tô esperando mais do que as incríveis. Turquia, Turquia, Turquia.